preocupată de conservarea și promovarea tradițiilor și a obiceiilor populare, oficialitățile locale din comuna Stănești au organizat și anul acesta un adevărat regal cultural cu ocazia Zilei Sfinte a Botezului Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel de bobotează, cetățenii comune au petrecut ca de zile mari cântecul, dansul și voia bună, dar mai ales grătarul pe care sfârâiau micii și fripturile, generând o atmosferă antrenantă de sărbătoare. Alături, așa cum ne-a obișnuit de sătenii din Stănești, la ceas de mare sărbătoare, deputatul Florian Nicolae a adresat fiilor satului urări de sănătate, fericire, prosperitate și un an cu multe împliniri. În sfântă zi de sărbătoare, de bobotează, urez tuturor cetățenilor comunei Stănești un sincer la mulți ani, un an prosper, un an cu bucurii, cu sănătate și fericire. De asemenea, vreau să mulțumesc fiilor satului, să-i felicit pentru organizarea de care au dat dovadă, pentru continuarea tradiției de bobotează în acest minunat sat, satul Stănești, cu trei dealuri, trei biserici și două cimitire. Prezent la evenimentul de la Fântână, care de 9 ani se desfășoară în ziua de bobotează, Dan Mitrea, reprezentant al Asociației Uniți pentru Giurgiu, a putut aprecia momentele autentice de folclor și tradiție românești, pe care sătenii din Stănești le-au trăit cu maximă intensitate. Ne bucurăm că păstrăm tradiția de bobotează aici la Stănești. Noi, fiii satului și Asociația Uniți pentru Giurgiu, am încercat să organizăm cât mai bine această sărbătoare. Urez la mulți ani tuturor locuitorilor din Stănești și pentru azi, dar și pentru sărbătoarea de mâine. La mulți ani! Cunoscutul organizator de evenimente folclorice, Ilie Clement, a pregătit cu acest prilej un minunat program artistic, din care nu au lipsit portul, dansul și cântecele populare. Evenimentul care este în plină desfășurare aici la Stănești, la Fântână, cum este cunoscut ca locație de mulți dintre cetățenii comunei Stănești, este un eveniment care se desfășoară la noua ediție. La această sfântă zi de sărbătoare, membrii ansamblului folclorii Muntenia vin cu frumusețea cântecului, dansului și portului popular românesc, după sfințirea apelor de către cei trei preoți din comună, să aducem un gram de bucurie oamenilor și credeți-mă, pentru că sunt organizatorul acestui eveniment de 9 ani, parcă niciodată nu a fost mai frumos ca astăzi, însuși Dumnezeu a ținut cu noi. Și chiar dacă e ziua de bobotează, vremea este prielnică desfășurării unui astfel de eveniment de excepție. Așadar, cea de-a noua ediție a acestui eveniment de la Stănești a înregistrat un succes total. După sfințirea apelor de către cei trei preoți care slujesc în lăcașurile de aici, botezarea căilor și altor animale, stăneștenii de toate vârstele s-au bucurat cu ajutorul lui Dumnezeu și de o zi frumoasă și caldă, ce le-a permis ca până după amiază să petreacă cu veselie. Așa e obiceiul de bobotează la noi, să plimbă, să botează cai. Sănătoși, da, are 4 ancări la anul nostru. În fiecare an veni? Pe fiecare an și an am venit și în toți anii de când e mic. Și se simte ceva? Sunt foarte mai... bine, foarte bine, sănătos.